Salutare, aici l-am pe Samsung Galaxy A05s, iar astăzi vă arăt review-ul meu al acestuia. În primul rând, evident, cutia fiind atât de subțire, este clar că avem doar un cablu în pachet. Deci cum ne-a obișnuit Samsung în ultima vreme, fără încărcător în pachet. Ăsta e telefonul, așa arată din spate, foarte, foarte similar cu un A15, varianta 4G, de exemplu, doar că ăsta e lucios și se simte totuși o idee mai premium, dar despre acest telefon într-un clip separat ce poate l-am postat deja, încă nu știu în ce ordine o să le postez. Deci ăsta e A05s, mat pe spate. Când vine vorba de ramă, e exact cum am zis la A05. Îmi dă cumva senzația de un S23, ceva de genul atunci când îl țin în mână. Evident, rama e de plastic, spatele de plastic, nu la asta mă refer, ci mă refer la cum se simte efectiv telefonul în mână. Deci nu are marginile perfect drepte și tăioase cum este la S24, da? Astea sunt și marginile negre ale ecranului, decente pentru un telefon din acest buget, adică vreo 600 de lei plus minus. Ecran ce apropo este de 6,7 inch, exact ca și pe Galaxy A05, doar că de această dată este Full HD, nu doar HD, și totodată avem și rata de refresh maximă de 90 de Hz. Mare atenție, eu l-am folosit cum a venit el din cutie, adică pe standard la 60 de Hz. Dar da, într-adevăr, avem ecranul de 90 de Hz aici. Apropo, fiind marginile astea ale ecranului destul de groase, dar și telefonul în sine de 8,8 mm destul de gros, zic eu, îl simt în mână similar cu un Motorola Edge 30 Ultra, cu tot cu husă pe el. Este foarte asemănător la feeling când îl ții în mână, ca și acest Motorola Edge 30 Ultra, cu tot cu husă pe el. O să vreau să discut despre autonomie. Avem în felul următor. Prima dată, o utilizare intensă, mult PUBG, teste sintetice, atât joi cât și vineri, după cum se vede, tot o utilizare foarte intensă, 4 ore și 16 minute de ecran pornit joi, plus 3 ore și 10 minute vineri, însumând un total de aproximativ, hai să zicem, 7 ore jumate de ecran pornit și am mai rămas cu 5% baterie. Atenție, doar pe Wi-Fi, fără date mobile, fără cartelă în el. Dar totuși este wow din punctul meu de vedere această autonomie a acestui telefon. Aș putea zice chiar un record pe partea de autonomie când vine vorba de gaming. Mare atenție cu luminozitatea pe auto, am mai dat-o eu mai spre jumate din când în când. Și zic aproape un record pentru că pe A15 am avut o oră în plus când vine vorba de utilizare foarte intensă și am rămas cu 15% baterie. Dar mai multe detalii evident la review acestuia. Revenind la A05s, într-adevăr avem o autonomie foarte bună în utilizare intensă, dar nici la utilizare medie nu pot să mă plâng. Adică, mult YouTube, mult filmat cu camera și făcut poze, ceva jocuri, plus astăzi am mai făcut niște poze și mult pe YouTube. Dar mare atenție de această dată cu luminozitatea undeva la 70-80%, adică undeva ceva de genul am lăsat-o tot timpul și doar acum cât am ieșit afară și am făcut niște poze, am pus luminozitatea pe auto, astfel încât să mi se dea cât mai spre maxim, pentru că bătea soarele afară. Deci cu luminozitatea undeva la peste 70% tot timpul, cu un total de fix 8 ore de ecran pornit până în acest moment, întins pe 2 zile, da? Adică ieri și astăzi, și am mai rămas cu 11% baterie, deci 8 ore de utilizare mixtă, nu doar utilizare light. Repet, YouTube, cameră și jocuri, da? Destul de multă cameră, dar și jocuri. Pentru că dacă aș vrea să-i testez o autonomie doar pe YouTube, TikTok, rețele de socializare, efectiv mi-ar trebui, nu știu, vreo 3 zile ca să-l pot descărca. Dar din nou, fără cartelă și doar pe Wi-Fi. Însă, repet, 8 ore de ecran pornit și am mai rămas cu 11% baterie, cu luminozitatea la peste 70%, chiar și pe maxim când am ieșit afară să fac poze, mi se pare efectiv wow. Apropo, am uitat să menționez la ecran, luminozitatea lui nu este foarte mare. Adică vezi destul de greu pe el dacă afară însorit versus A15 unde te descurci. Aici nu prea, da? Hai să vedem rapid și performanța acestuia. Prin sistem se mișcă ok. Nu pot să zic că e wow, dar nici rău la banii ăștia. Totuși, vorbim de un 600 de lei plus minus, repet. În Geekbench 6, ăsta este score scos de către mine și ăsta e codul telefonului mai exact, SM-A057G. Am făcut și ultimele actualizări, evident, la Android 14, iar performanța asta este dată de procesorul Snapdragon 680 4G. Ei bine, la banii ăștia, Snapdragon 680 e decent, nu pot să mă plâng, e specific acestui buget. Adică e ok la banii ăștia, da? Astea sunt și rezultatele din 3DMark, efectiv am făcut 3 teste unul după altul, se poate vedea la 9.12, după aia la 9.32 s-a încheiat și la 9.53, da? Și la ultimul test, tot așa stabilitate de 99%, foarte bine, dar na, scorul din nou specific acestui procesor foarte slăbuț. Hai să vedem cum se comportă și într-un PUBG. Se vede și în joc, chiar și în meniu, că e un telefon mai slăbuț. Vedeți că se acadează o idee chiar și prin meniu și ia o idee
mai greu comenzile fix când intră în joc. Desetările maxime din PUBG sunt Smooth cu HFPS, Balansat cu HFPS sau HD cu HFPS. Dacă încerci să pun pe HDR nu merge. Sincer, cred că s-ar putea să primească Smooth cu Ultra FPS sau Balansat cu Ultra FPS, având în vedere că mă lasă HD cu HFPS de obicei, cam asta e rețeta, da? Dar momentan merge ok așa cum este în acest moment, undeva la 30 de FPS-uri plus minus, destul de constante, deci nu am observat să aibă drop frame-uri majore. Deci ce pot să spun de performanță e că merge la banii ăștia, e ok, dar nu merită mai mult de 650 de lei plus minus acest telefon din punct de vedere al performanței. Deci din punct de vedere al ecranului, acum bateria la toate e bună, la astea mai ieftine. Pozele din nou nu arată rău, sunt specifice acestui buget. Eu zic că să faci treaba cu acest telefon când vine vorba de camere, mai ales dacă ai o lumină bună, chiar și selfie-urile de exemplu îți ies ok. Îți ies numai bune pozele depus pe o rețea de socializare, chiar și nivelul de detaliu e decent. Bineînțeles, HDR-ul nu-i cel mai strălucit. Aici unde bate soarele pe această bancă, deci în zona asta albă, e super mega expus, adică n-are niciun nivel de detaliu acolo. Dar dacă, de exemplu, ignorat afară, eu zic că pozele sunt bine, avem și destul de mult nivel de detaliu și separarea subiectului față de fundal e una ok. Mai greu cu selfie-urile când soarele bate direct pe ecran, adică se vede aici pe geaca mea că o dă spre alb din negru, nu prea este reușit acest selfie. Filmarea cu camera principală e decentă, dar na, nu prea avem stabilizare, e bine că este full HD la 60 de cadre pe secundă și nici HDR-ul nu prea își face treaba, adică cerul trebuie să se vadă și albastru pe alocuri pentru că nu a fost doar înnorat, se vede și soarele, da? Camera selfie pe parte de filmat din nou full HD 60 surprinzător versus A5 4G care merge doar full HD 30 și același lucru când bate soarele direct pe ecran, direct în senzor, nu mai arată atât de bine filmarea. Deci ce pot să spun despre acest Samsung Galaxy A05s, de data asta chiar este A05s, pentru că la review-ul lui A05 îi tot spuneam A05s din greșeală, ăsta de fapt este A05s-ul, da? Celălalt era A05. Într-adevăr, la banii ăștia, băi, n-am ce să mă plâng, efectiv Samsung, repet, am mai zis-o și în alte clipuri, la alte review-uri de telefoane Samsung din seria A de anul ăsta, chiar sunt telefoane reușite la banii lor. Nu mă așteptam să zic asta despre toate telefoanele din seria A de anul ăsta. Mă rog, cele care s-au lansat până acum. Rămâne de văzut A35, A55 sau chiar A25 dacă sunt ok. Dar cert este, repet că da, A05s merită undeva la 600 de lei plus minus, dar nu știu ce să zic dacă merită diferența față de la A05, de exemplu. Pentru că în mare sunt aceleași telefoane, doar că ăsta are ecranul full HD versus HD și mai are și 90 de Hz pe deasupra, ceea ce mi se pare destul de inutil la acest procesor. În rest, ele sunt cam aceleași telefoane, nu prea văd diferența între ele, sincer. De fapt, A05 nu cred că are senzor de amprente. Cam ăsta ar fi singurul motiv pentru care ai putea să-ți iei A05s pentru că ai senzorul de amprente, dar cam atât, efectiv. Apropo, A05 și A05s, adică și ăsta nu se mișcă neapărat greu numai din cauza procesorului destul de slăbuț instalat pe acestea, dar și din cauza faptului că avem o stocare de tipul MMC 5.1, o stocare mai lentă, care mai ales când vine vorba de aplicații mai mari, le încarcă ceva mai greu, cum este și PUBG-ul. Inițial intrase destul de greu pe el și de aceea și iese o idee mai greu față de un alt telefon, cum ar fi A15 de exemplu, pentru că diferența dintre procesoare nu e imensă, da? Dar intră în scenă și tipul stocării, totodată la unele mai ajută și memoria RAM, adică ajută la câte aplicații ține în fundal, la asta mă refer. De exemplu, aici am 4 GB RAM, asta e varianta de bază cu 4 GB RAM. Este suficient? Da, îți este de ajuns 4 GB RAM cam pentru orice, chiar și pentru aproximativ orice joc, plus minus. Deci având în vedere că avem 4 GB RAM minim, eu zic e ok. Ăsta îl recomand dacă nu te joci pe telefon, mare atenție, dar vrei un telefon Samsung care să aibă destul de multe actualizări, un telefon cu ecran destul de generos de 6,7 inch în cazul ăsta, poate te mai uiți la un film, la un serial, ceva de genul, te mai uiți pe YouTube, mai scrii niște mesaje, poate chiar ai și niște aplicații de investiții, de ce nu pe telefon, e un telefon ieftin, poți să-l pui acolo într-un sertar și doar din când în când mai dai un ochi pe aplicațiile de investiții. E chiar o idee bună, mai ales având în vedere că ai și suport destul de îndelungat pe partea de soft pentru telefoanele Samsung. M-a surprins prin faptul că filmează la full HD 60, nu mă așteptam la banii ăștia, dar cam atât. În rest, nu mi se pare strălucit, dar repet, ca și telefon per total nu e rău și eu zic că da, merită cumpărat la un 600 de lei plus minus. Astea au fost doar părerile mele, evident, le aștept și pe ale tale acolo jos în comentarii. Nu uita de like, share și abonare dacă ți-a plăcut acest clip. Ei sunt oamenii
oamenii care mă susțin efectiv în mod direct la momentul editării acestui clip și dacă vrei să o faci și tu, găsești butonul de alătură-te tot acolo mai jos. Eu sincer abia aștept să vă citesc opiniile din comentarii, iar până la următoare vă doresc numai bine.